Să iau o pușcă să trag. Este un rezultat de etapă sau nu? Din punctul meu de vedere, a fost un meci tensionat. Știam prea bine că o să adversarul va face tot posibilul ca să-și ajudece toate trei puncte. Din păcate, băieții mei astăzi, în prima repriză, cel puțin am luat două goluri din două faze fixe și, practic, asta le-a turnat plumb în picioare. Am discutat acum cu ei la vestiar, la cald, să mai discutăm și la rece și le-am spus că pentru obiectivele mărețe pe care ne le-am propus trebuie să strângem rândurile și să tratăm jocul cu foarte mare seriozitate. Îmi pare rău de faptul că nu știm să ne respectăm, îmi pare rău de faptul că vrem să fim antrenori de cupe europene și avem ieșiri, cum ați văzut și dumneavoastră, să arunce cu sticle la gol în capetele noastre, așa ceva nu am întâlnit de când sunt antrenor și să-i fie rușine celui care a făcut acest gest și, nu știu, fără cuvinte, nici nu vreau să particip la acea conferință, să stau lângă un om care nu are respect față de competiție și față de adversar. Cine? Domnul antrenor de la Dacia, domnul mare antrenor. Ați avut conflict înainte de meci? N-am avut conflict înainte de meci, din contră, îmi respect toți colegii de breaslă pentru că merită respectați, dar se pare că și în divizia a avut o ieșire de genul acesta la meciul direct și văd că acum a sărit deja calcul. Ați văzut și dumneavoastră, nu este posibil să iei sticle cu apă și să arunci, practic, spre banca noastră de rezervă să ne spargă camisele. Asta e așa ceva, nu întâlnești pe un teren ce vizează de fapt. Ultima întrebare, Peres, este un campionat echilibrat. Probabil că apariția noastră puțin a îndârjit acest campionat, pentru că știți prea bine că înainte erau pur și simplu 2-3 jocuri pe sezon și restul nu conta. Vedeți și dumneavoastră cum apariția noastră a produs trei sufletești, poate unele prea ternice, a produs animație și vedeți că campionatul se joacă de prima etapă și sperăm noi că asta va fi bine pentru fotbalul.